Dragi telespectatori, vă salut la o nouă ediție a emisiunii O istorie neinventată la Accent TV. Tema discuției de astăzi va fi axată pe unele subiecte din istoria mondială, în mod special războiul rece, criza din Marea Caraibilor, dar și dezvoltarea ulterioară a acestui proces geopolitic foarte complicat. Invitatul meu din această emisiune este domnul Alexandru Burian, doctor habilitat în drept internațional, profesor universitar. Domnule Burian, bună ziua! Bună ziua! Vreau să cer părerea dumneavoastră ca și expert în drept internațional, ca și om care cunosc că ați avut tangență cumva direct și indirect cu oameni care au fost implicați în aceste procese, dar și cunoscând mai bine acea perioadă. Vreau să spunem telespectatorului nostru puțin despre războiul rece. Ce a fost de fapt războiul rece, de la ce a început el și care erau condițiile ca el să apară? Da, deci în fine războiul rece a început după finele cel de-al doilea război mondial. Și era evident că el să înceapă, dat fiind faptul că însăși pe parcursul războiului între aliații care formau această coaliție antihitleristă, deci erau anumite momente care prevedeau faptul că deci, concurența între ei poate că să se desfășoară sub formă de rivalitate. Rivalitate, da, deci în viitor. Și iată, după încă pe parcursul cel de-al doilea război mondial, Statele Unite deci au utilizat pentru prima dată arma atomică, deci în Japonia. Da, în Hiroshima și Nagasaki, și aceasta le-a dat o încredere în sine că ei pot să dirigeze cu toată lumea. Deci Uniunea Sovietică nu dispunea la acel moment de arme nucleare, însă posibilități de a obține această armă deci erau. Și deci se lucra în mod foarte serios în acest domeniu. Și la 1946 se presupune că după declarația lui Churchill de la Fulton, deci a început acest război rece. Eu cred că asta a fost un element de conștientizare a situației, deci însăși relațiile deci ele erau tensionate. Da, tensionate. Însă pe parcurs, deci totuși existau anumite contacte între părți, dat fiind faptul că încă era procesul de la Nürnberg și multe alte momente care totuși prevedeau o anumită colaborare între sateliți. Războiul din Coreea a demonstrat faptul că între părțile care sunt în rivalitate nu poate exista, deci nu poate câștiga nicio parte într-o oarecare măsură. Deci confruntarea militară... Confruntarea militară, dar deci nu poate duce, cu toate că din partea Statelor Unite era o superioritate din punctul de vedere deci a cantităților de arme nucleare de care ei dispuneau, deci comparativ cu Uniunea Sovietică. Însă Uniunea Sovietică avea un teritoriu enorm, deci avea populații mai mari, deci și acest element deci îi puneau în gardă. Plus, deci însăși formula că pe parcursul războiului din Coreea, deci au participat și trupii sovietice aeriene, care în mare măsură au demonstrat că avioanele americane nu au posibilitate de a atinge deci, acele puncte de consacrate bombardamentul care deci, intenționau ei să facă deci, fără ca să fie distruse. Pentru că rușii cumva, sau Uniunea Sovietică cumva la sol era mai puternică și putea să doboare avioanele americanilor. Nu, plus chiar și aviație. Deci la acele etapă, la acea etapă deci, au apărut aceste deci, avioane de vânătoare MiG-15 care comparativ cu I-86 americane, deci nu erau mai rele nici cu un gram, dar chiar aveau superioritate, deci în unele cazuri. Și acele bombardiere care se planificau că vor utiliza deci bombele atomice, B-29, care erau deci, bombardiere deci, extraordinare pentru acele timpuri, au fost distruse. Deci zeci sute chiar de bombardieri, deci în războiul din Coreea au fost distruse. Și asta deci a pus în gardă pe americani că nu aveau alt tip de bombardieri. După aceea s-a început ca, deci au apărut B-52 în anii 50 și alte bombardieri. Însă la acea etapă, plus Stalin a copiat acest bombardier B-29, deci a apărut, deci 100% a fost copiat, deci și bombardierul sovietic care a fost clonată din B-29 se numea Tu-4. Deci aceleași calități, aceleași capacități avea. Minusul în ce consta? Consta în aceea că americanii aveau bază aeriene în Europa
Și avioanele aceste B-29 puteau ca să atingă, deci, partea europeană a Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică nu avea bază în afară de Uniunea Sovietică și pentru aceste avioane nu puteau ca să ajungă până în America și să întoarcă înapoi. Timpul de răspuns, da, dar nici timpul de răspuns, dar nici succes. Deci, din acest punct de vedere, deci, era problematic. Deci, o confruntare, deci, militară. Cum ar fi războiul rece, deci, a continuat și el deja la începutul anilor 60, deci, s-a ciocnit încă o dată cu formula că în Uniunea Sovietică au început să fie majorate, deci, ritmul de producere rachetelor. Deci, în 1957, la 4 octombrie, a fost lansat primul satelit artificial al Pământului. După aceasta, deci, au fost trimis în cosmos deci diferite vietăți, câini, maimuțe, iepuraș, chiar regimentul rachetar în care am făcut servicii, deci a participat în 59, deci a trimis doi câini și o iepuraică așa, deci în cosmos, care după aceasta s-au întors vii din cosmos și au născut, adică asta a fost un element extraordinar care exista în istoria unității noastre, în istoria regimentului nostru. Și aceasta a dus la ceea că concurența între părți, deci, s-a intensificat. La către 1962, deci, s-a format situația când Statele Unite au plasat deja, au început să producă rachete și ei, și au plasat rachetele acestei de rază medie în Italia, în Turcia, ceea ce permitea ca aceste rachete să ajungă la destinație pe parcurs la 8, 10, maxim 12 minute. Uniunea Sovietică cumva a repostat la aceste amplasări de rachete, doar asta evident afectează spațiul de securitate a Uniunii Sovietice și mi se pare mie că două state rivale sau care se află într-o concurență destul de intensă, așa cum era în acea perioadă, Uniunea Sovietică trebuia să vină cel puțin note de protest la tribunile organelor internaționale să discute această întrebare. Da, problema se discuta, deci au fost mai multe declarații, deci au fost chiar întrevederile Hrușov cu Kennedy, deci s-a întâmplat în 61 la Vena, deci au discutat. Deci așa, deci se discuta, însă în fine se soldau cu formalități și formalități și nu mai multe. Deci, în fine, atât o parte cât și altă parte, deci utilizau toate posibilitățile pentru a accelera procesul din înarmare și din îmbunătățirea acestor sisteme rachetare. E cunoscut faptul că, cel puțin și la situația actuală, atunci când un rival sau un oponent, inclusiv militar, dacă el dezvoltă un timp de armament împotriva ta, tu trebuie sau să dezvolți același tip care să-l împlăsezi lângă el sau ceva asimetric. Cum au procedat sovietici în acest caz? Da, deci în fine, deci, sovieticii deci, au început să utilizeze momente legate de formarea trupelor antirachetare. Așa, deci că acele trupe rachetare americane care se formau deja, rachetele de destinație deci largă Atlas, rachetele Minuteman, care au început să fie deja la începutul anilor 60 produse, se preconiza ca ele să fie stopate. Deci această activitate a început în anii 50, practic, și către 1955-56, în jurul Moscovei, a fost format acest cerc de apărare antiaeriană și antirachetară, deci care întrunea mai mult de mai mult de 1000 de avioane și deci sisteme rachetare. Deci, ca să înțelegem, faptul că americanii cumva amenințau Uniunea Sovietică prin dezvoltarea ramurii rachetelor, i-a făcut pe Uniunea Sovietică să-și dezvolte sistemul de scut antirachetar. Da, antirachetare, da. Asta a fost o parte a problemei, altă parte a problemei, deci evident însăși faptul că primul satelit în cosmos, primul om care a zburat în cosmos, deci a fost din partea Uniunii Sovietice, demonstra faptul că Uniunea Sovietică este prioritară și în domeniul rachetar. Altceva că, deci, rachetele sovietice aveau în calitate de combustibil, combustibilul lichid. Americanii, deci, au început să utilizeze deci, combustibil solid. Interesant însăși, deci, dezvoltarea acestei ramuri, deci tehnica rachetară, dată din faptul că în fine, deci, pionierii în acest domeniu au fost germanii. Nemții în timpul războiului, da. Au. Și, deci, la sfârșitul războiului s-a primit așa, deci, aceste rachete V-2 care erau lansate din Europa, deci, spre Marea Britanie și câteva, deci, mii de rachete au fost lansate, deci, în Londra și așa mai departe, ele poate nu aveau eficacitatea care se preconiza că o să fie. Dar ca concept de armament, el a fost concept, una foarte bună. Plus armele nucleare deja, deci, rezolvau, deci, capital această problemă.
De la sfârșitul războiului, deci americanii au l-au luat în plen, în primul rând, pe Wernher von Braun, deci constructor general și principal al acestor sisteme rachetare, plus încă în jurul la câteva sute de specialiști care lucrau cu Wernher von Braun în acest domeniu. Și deci la uzinele care produceau rachete din Peniniuni și alte deci, zone, deci mai mult de 300 de rachete deci, au dus în Statele Unite. Uniunea Sovietică, când a început să deci, caute acești specialiști, tot vreo 200-300 de specialiști deci, din domeniu, deci au putut ca să-i duc în Uniunea Sovietică care să participe. În fruntea deci, acestui conglomerat a fost numit Serghei Korolev. Deci însă nicio rachetă deci, nu a fost găsită deci, întreagă, doar din piese. Însă cum ar fi, deci, către anul 1947 deci, a fost efectuată, deci, adică a fost construită prima rachetă R1, care, deci rachetele V2 germane aveau distanța de lansare deci, până la 300 km, R1 avea 270. Abia de ajungea la Da, însă ea a fost modernizată, R2 deja zbura, deci 380 și mai departe, și deja, deci R5 în 56, deci zbura 1200 km și putea ca să aibă și încărcător nuclear. Deci, în fine, când a fost conflictul din Egipt, așa e, cu canalul de Suez, așa, în 56, da, și când Marea Britanie și Franța deci, au pornit război, și împreună cu Israel au pornit război împotriva deci, Egiptului, Statele Unite au luat o poziție neclară, adică neutră, de neutralitate, da? Iar Hrușov deci, a spus că eu am să vă arăt, așa e, dat în faptul că o să utilizez trupele rachetare. Deci se cunoștea faptul că Uniunea Sovietică deja are aceste rachete cu raza de 1200 km, însă nu se știa dacă ele sunt luate deci, în calitate de unități de luptă sau încă nu. Și ele nu erau încă deci, în regimentele de luptă, nu erau. Deci doar să efectuau testerele la poligoane și deci ele existau pe hârtie mai mult, așa? Dar ele existau local, chiar și în metal, însă nu erau luate la înarmare. Da, la înarmare încă dar nu erau. Dar argument lucra. Argumentul a lucrat și deci ei s-au speriat și au terminat războiul timp de câteva ore, așa? Adică a fost un element care Hrușov în genere utiliza foarte multe momente legate de posibilitatea de a-i duce în eroare. Așa e, când spunea că noi producem rachete, tot așa ca și crembuști. Așa e. Este așa, adică, o tactică. Da. Multe, multe altele. Nu, ce-i drept, foarte multe din acele spuse lui Hrușov erau interpretate și traduse incorrect. Din cauza, chiar că traducătorii care traduceau nu știau despre ce este vorba. Deci iată, este cunoscut bine faptul acesta când Hrușov, după iarăși un conflict cu americanii, a spus că eu v-am păcăjut Cuschinu-mati, da, și au tradus că eu am să vă arăt pe mama lui Cuzma. Și deci nu înțelegeau, știu, întreba, dar cine e Cuzma, dar cine e mama lui, dar de ce o să ne arăte? După care se vede starea cu bomba ta. Da, după ce a fost într-adevăr această stare pe insula la Nova Zemlea, deci de 50 de megatoni, deci cea mai puternică armă nucleară care a fost explodată, până în prezent altceva n-a mai fost și care, într-adevăr, deci a pus la punct să nu se joace, deci cu o să... Cumva putem să înțelegem că dacă inițial Uniunea Sovietică era mai slabă în poziție, inclusiv rachetare, inclusiv antirachetă, inclusiv arme nucleare, faptul că exista un pericol imediat din partea Statelor Unite ale Americii i-a făcut pe sovietici să devină mai puternici și cumva să facă un echilibru și în forță și în felul în care ei puteau să intervină în diferite puncte pe glob. Putem să înțelegem că anume în acest moment, de fapt, și începe în forță războiul rece în care nimeni pe nimeni la sigur nu poate să atace pentru că perim amândoi, nu? Da, și deci un catalizator deci, în acest domeniu a fost anume criza de Marea Caraibilor. Vreau să spun că deci, terminologia deci, este diversă. Deci, noi, în Uniunea Sovietică și fostul spațiu sovietic, noi numim această criză, criza din Marea Caraibilor. Deci, în Cuba, această criză se numește criza din octombrie. Așa e terminologia. Statele Unite deci, numesc această criză criza cubaneză. Din Cuba. Da. Deci, da, adică când nimerim în internet sau undeva și găsim literatură, deci trebuie să înțelegem că asta e vorba același de un și același eveniment, însă este deci, în mod diferit deci, tratat. La acea etapă, deci, existau câteva momente. Deci, în primul rând, Uniunea Sovietică ea rămânea în urma Statelor Unite din punct de vedere cantitativ.
nu atât calitativ, dar cantitativ, pentru că acele rachete care erau deja deci, produse, de fiind 8K63 care au fost dus în Cuba, deci ele au fost la înarmare în sovieti până în 1989. Deci era de o calitate, deci, da, foarte bună și ele deja erau atunci, din 1959 deja deci, erau deci, în stare de luptă. Însă cantitățile comparativ cu americanii erau altele, reduse. Pentru că Uniunea Sovietică a fost distrusă în război, nu avea posibilități financiare, nu avea posibilități de, deci din punctul ăsta de vedere, deci evident că existau restricții, mai puține, da, da, da. Americanii la acea etapă aveau în jur la 3000 de încărcături nucleare. Uniunea Sovietică după diferite, deci diverse, deci date, aveau în jur la 700. Însă aceste încărcături nucleare, deci trebuie să înțelegem că nu erau rachete toate. Astea erau și bombe, erau și obuze pentru artilerie și mai departe. Adică erau foarte, foarte, foarte diferite. Diverse, da. Da, diverse, da. Plus, deci, americanii aveau bombardiere la acea etapă care puteau să ajungă până în Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică tot avea așa bombardiere, că era deja T-95 erau și mai departe, care puteau să ajungă în America. Însă cantitatea era mai mică. Deci, acestor, deci răspunsul putea ca să fie neechivalent. Cu toate că deci, exploziile acestea, adică partea sovietică avea, deci încărcături nucleare sovietice erau mult mai puternice. Și pe rachete care erau lansate și deci, bombele erau mai puternice decât cele americane, întotdeauna erau mai puternice. Dar haideți să, ca cei care ne privesc acum să înțeleagă, Cuba totuși, cum Cuba a devenit, pe scurt, un satelit al Uniunii Sovietice, ceea ce a permis amplasarea acestor rachete chiar în coasta Statelor Unite ale Americii? Da, deci Cuba, practic, fiind la coasta Statelor Unite ale Americii, deci era o zonă extraordinar de favorabilă pentru oamenii care aveau surse financiare, care vreau ca să odihnească, dar n-aveau unde, pentru că dacă știm cu toții în Statele Unite ale Americii, deci este interzis și la acea etapă tot era interzis, deci jocul cu, adică jocuri de noroc? Jocuri de noroc, da. Și este deci un singur, deci o singură regiune în spate, deci de opacul aceasta, Las Vegas, deci însă în Cuba se putea. Cuba, 180 km la teritoriul Statelor Unite, deci asta e ca până la Bălți, ca până la Odessa, așa, adică nu ce problemă cu avionul, cu toate acestea. Și de ce în Cuba, deci în fine, era foarte multe investiții americane, erau, deci în primul rând erau cazinouri și mai departe, unde puteau ca să odihnească, erau fete, deci za degeaba și așa mai departe, adică pentru ei era un punct atractiv. Era un punct foarte, foarte atractiv. Și populația din Cuba, evident că nu era toată mulțumită. Parte erau mulțumiți de asta, parte nu erau mulțumiți. Pentru că sunt niște venituri care nu-ți deserbeau. Da. În afară de aceasta, în anii 50 a început această luptă de eliberare națională în Africa, în alte țări, din Asia și mai departe, inclusiv și în America Latină. Cu toate că America Latină, ea încă în secolul 19, deci eu scăpat de acest jug colonial spaniol, portughez și mai departe. Da. Însă, în Cuba, deci în anii 50, a început această luptă de rezistență și s-a format acest nucleu în frunte cu Fidel Castro, Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, deci care au luptat, după aceasta au fugit, au emigrat din țară, s-au aflat în Mexic, așa, în munții Sierra Maestra, s-au întors după aceasta în Cuba și la 1 ianuarie 1959, deci au făcut o lovitură de stat și dirigintele Cubei, Batista, deci a fugit din țară. Și au rămas, deci au câștigat. Și atât la acea etapă a început, deci, formula. Deci, în toate aceste cazinouri care erau în Cuba, ele nu erau susținute, nu erau, deci, în prioritățile statului? Da, statului. Mafia se ocupa cu asta, ca atare. Nu era în gestiune statului? Da, 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 nu era în gestiune statului. Da. Și atât mafia deci, a pierdut, pentru că i-au naționalizat toate. Cazinourile toate este le-au naționalizat, pentru că i-au lipsit de această proprietate. Mafia, deci, l-a susținut pe Kennedy, inclusiv în campanie electorală, în 60. Și deci a cerut de la dânsul că ea nu fă dreptate în toate acestea. Deci e poziția lui Kennedy, într-o oarecare măsură, deci a fost dictată, da. Afară de aceasta, mafia deci, era deci, folosită și în timpul cel de-al doilea război mondial de către serviciul de spionaj american, de ЦРУ, așa și ei deci au cerut de la dânsul, Allen Dulles era șeful deci, serviciului de spionaj american, și ei au început deci, ca să lucreze împotriva sistemului cubanez. Cubanezii, nimerind această situație, vreau să spun că în acea perioadă era foarte bine. Dar dacă tu te sfădeai cu americanii, te adresai la Moscova și Moscova îți dădea ajutor. Dacă te sfădeai cu Moscova, te adresai la americani și așa îți dădea ajutor. Și atât ei s-au sfădeat cu americanii și deci s-au adresat la Moscova. Moscova le-a dat careva
Deci la dispoziție lor a pus careva, deci armament, însă nu i-a luat sub aripă deloc. Însă americanii, deci, au început ca să, deci, să-i declare, deci, în afara legii. A început să organizeze, deci, ca să... Raiduri ca să-i prindă? Nu, deci ca să schimbi regimul. Așa. Și asta a dus la aceea că, deci, guvernul din Cuba a început ca să orienteze înspre Uniunea Sovietică tot mai mult și mai mult. Ei nu erau comuniști din start, nici nu știau ce înseamnă comunismul, așa, la 1 ianuarie 59 nici nu știau ce înseamnă comunismul. Însă deja când au început să apropie de Moscova și când Moscova a început să accepte asta, deci ei deja au început să declare anumite formule, deci legate într-o oarecare măsură, deci cu comunismul. Și iată, tocmai în această etapă, în 61, americanii au plasat rachete în Turcia. Și din întâmplare, în primăvara anului 62, Hrușciov, având o vizită oficială în Bulgaria și discutând cu un demnitar bulgar pe malul mării la Varna, se uita la mare. Și demnitarul ăsta bulgar spune că acolo e Turcia, acolo e Crimea, de acolo e Turcia. Și în Turcia a propus un rachet îndreptat împotriva voastră. Și atunci Hrușciov l-a impresionat acest moment, s-a întors la Moscova și a dat indicații ca să analizeze care este situația. Și atunci le-au spus că rachetele plasate în Turcia a pus să ajungă până la Moscova timp de 6-8 minute, așa. Ceea ce e un risc foarte mare. Un risc foarte mare, de ce? Pentru că Uniunea Sovietică nu avea, deci, bază militară aproape Statele Unite. Și capacitate de răspuns redusă. Da, rachete intercontinentale, atât americane cât și sovietice, deci puteau să ajungă de la o țară la alta în caz de lansare, deci pe parcurs la 28-30 minute. Și deci iată atunci a fost, deci, discuția în biroul politic, în luna mai asta a fost trimis o delegație, deci, în Cuba, care a discutat cu ei și au obținut acceptul ca să fie trimise trupe rachetare, deci, în Cuba. Și în luna iunie a început operația Anadir, interesantă denumire, că Anadir, deci, asta e o peninsulă, insulă, deci în oceanul înghețat din nord, așa e, deci, și adică se vorbea, se știa, pentru că a fost o operație ultra secretă. Pe Cuba a fost trimiși, deci, 42.000 de soldați sovietici. În timp de un an? În timp de 2 luni. În timp de 2 luni, chiar, timp de 2 luni, mai da. Rapid. Deci au fost, deci incluse, deci 85 de corăbii sovietici, care făceau 2-3, deci, rute, Cuba și înapoi. Plus au fost luate în arendă mai mult de 70 de corăbii străini, inclusiv din Marea Britanie și din alte țări, așa, care duceau deci, îmbrăcăminte, duceau produse alimentare, nu armament. Deci armament numai corăbile sovietice îl duceau. Dar toate acestea, da. Și iată, pe parcursul acesta, începând cu luna iulie, deci până în octombrie, deci în Cuba, deci au fost transferate, deci 40 de rachete. Asta 5 regimente, da, strategice, așa, de rază medie, deci 8K63 și 8K65, deci cu rază 2500 și 4000 km, așa, practic tot teritoriul Statelor Unite, dar în afară de orașul Seattle. Iată, numai orașul Seattle, deci putea să rămână. Era în afară teritoriul. Da. Deci au fost 144 de deci, entități antirachetare și antiaeriene S-75, deci trimis încolo, a fost trimis, deci, 42 de bombardieri Tu-28, deci 165 de încărcături nucleare, așa, cu majoritatea, adică erau diverse, pentru că erau complexele acestea Luna, care până 180 km, adică practic toată zona din Marea Caraibilor, unde au fost americani, au introdus acolo undeva 250 corăbii. Deci 2-3 încărcături nucleare, deci mare, și s-au dus toate 250 de corăbii, deci au dat fără nicio vorbă nimic. Adică era o situație destul de... Americanii nu cunoșteau această informație. Despre aceasta s-a aflat doar, deci în 1992, deci toamna anului 90. Ce cunoșteau americanii despre? Pentru că criza oricum era la iveală, americanii cunoșteau că acolo sunt rachete. Da, la acea etapă, deci în fine, deci americanii utilizau aceste avioane U-2, care zburau la o înălțime de 22-25 de kilometri. Deci ei sperau foarte mult că aceste avioane nu se le poată atinge. Avioane sovietice încă nu zburau la așa înălțime. Deci ele puteau fi distruse doar de... Deci zburau la asemenea... Deci era doar sunul, deci, care zbura până la 20 km.
21-25 nu putea ca să lupte acolo, doar câteva minute sarle la înălțimea asta. Însă sistemele rachetare, deci S-75, deci le dobora. Și cazul cu Powers de la 1 mai 1960, deci când a fost doborât, deci în orașul Sverdlovsk, deci acest avion U-2. Păi iată, avioanele acestea U-2 deci zburau, însă ele deci au fixat doar că pe Cuba sunt plasate sistemele rachetare, însă deodată au dus acolo sisteme antirachetare și apoi după aceasta au dus sistemele rachetare. Deci, da, rachetele strategice. După aceasta a fost o perioadă când americanii n-au putut ca să fotografieze pentru că erau nouri și deci nu se vedea. Și iată, la 14 octombrie, deci avionul U-2 care a fotografiat, deci când a făcut descifrarea, deci s-a văzut că acolo sunt deja trupi strategici. Și aici sunt rachete, pentru că se cunoștea într-o oarecare măsură care este componența, pentru că o rachetă 8K63, deci în primul rând era deservită de 52 de oameni, și asta avea 21-22 de elemente deci tehnice. Erau mașini care o duceau, trebuia să o ridici, trebuia să pompezi acolo aer, ca ea să nu se frângă când o ridică, 22 de metri avea lungime, așa. După aceasta, deci, acest componente, combustibilul rachetar, asta era acid azotic, 97%, așa e, deci consistența lui, plus încă multe alte elemente, deci toate acestea, deci ele erau cunoscute. Și când s-a fotografiat, deci ele s-au văzut și pe 16 octombrie a fost raportat lui John Kennedy, președintele Statelor Unite, el îndată a făcut o comisie, EXCOM-ul, care în mod ultra-secret lucra, deci nu s-a spus prin nimic, și a început să culeagă informații. Deci informația care au culesul, deci atât era că timp de două luni, deci corabile acestea sovietice vineau din toate porturile, începând cu Murmansk, deci Severomorsk, Odessa și mai departe, și deci se duceau în diferite porturi din Cuba. Acolo descărcau încărcături care erau foarte secrete și le descărcau numai sovietice, și deci cubanezii nu aveau acces. Și cei care informatorii care spune că au trecut tehnică foarte mult, de 20 de metri, de 25 și mai departe. Dar ce concret ei nu cunoșteau? Ce concret nu puteau ca să cunoască. După anumite date, ei au calculat că în Cuba se află 7-8 mii de soldați sovietici. De fapt, în realitate erau 42 de mii și era planificat până la 45 de mii, deci ca să fie. Deci analizând toată această informație, deci nu se știa dacă, deci deja se cunoștea că au fost duse rachete, dar nu știa dacă au fost duse încărcături nucleare. Dar ele erau? Ele au ajuns acolo. Da, ele erau deja, adică încărcături nucleare, deci au fost dus și pentru rachetele 8K65, cu toate că rachetele însăși n-au fost duse. Deci încărcăturile erau, rachetele urmau să vină. Da, așa s-a primit, deci ce se face. Însă problema constă în aceea că ei nu aveau informații toate acestea. Plus era planificat ca să duc, deci submarine, deci 4 submarine, deci nucleare. Diesel și deci 7 nucleare. Până la urmă, cele nucleare n-au plecat, așa, ele erau în armate, dar fiecare submarin nuclear, la acea etapă, avea 3 rachete. Așa, submarinele diesel, deci aveau torpede nucleare. Iată, deci formula. Însă 4 submarine au plecat, 3 americani le-au depistat și i-au impus ca să iasă la suprafață, a fi unul așa și nu l-au depistat. Pericolul în ce constă? Constă în aceea că echipajul, comandantul navelor submarinilor aceste nucleare, deci aveau deci indicație că în caz dacă vor fi atacați, să utilizeze deci arma nucleară, da. Și asta e ceva extraordinar, pentru că când îi impuneau ca ei să iasă la suprafață, nu știau că ei sunt armați cu nuclear. Da. Și deci utilizau bombe care fac zgomot, așa, deci ele nu pot ca să distrugă, dar zgomot fac foarte mare. Însă, aflându-te în submarin, deci e foarte greu de determinat dacă bomba care a explodat acolo la 10, 15 sau 50 de metri la tine, deci ea e bomba adevărată sau e pur și simplu zgomot. Da, dacă te-ai afectat. Da. Însă, deci eu, totuși, comandanții acestor nave submarine, deci au avut tării de caracter și nu s-au... Deci, nu au ieșit la suprafață. Nu, trei au ieșit la suprafață, unul a ieșit la suprafață deloc și l-au pierdut. El s-a dus până în Cuba și după asta s-a întors înapoi. Și au continuat etinerarea. Da. Însă era și elementul de,
din înțelegere. La acea etapă încă nu erau sisteme. Acum ei pot face decături la un kilometru așa, de sub apă. Atunci trebuia să iasă. Dar la 12 noaptea, deci la dânsi era 6 dimineața. A, deci ias la 6 dimineața. 6, 8 dimineața ieșeau, nu cum și aici tot erau corabile americane, dar el ieșe deasupra, nu cum, adică... Trebuie să ia legătură. Da, și după asta, deja îi urmăre. Așa și e depistat, de cauza asta e depistat. Adică erau câteva elemente... Greșele, șef, simplu. Da, erau, deci, dificultăți din punctul de vedere a realizării. Deci, pentru că Cuba nu avea o sistemă, deci... geostrategică deja determinată. Ei nu aveau ca în Uniunea Sovietică, deci aceste hărți făcute, nu aveau deci schemele, deci luate, că nu cum. Ăsta e primul moment. A doilea moment, la lansarea rachetei este foarte important ca să știi locul unde tu te afli, cu precizie până acolo 5-10 metri. Știind precis locul unde tu te afli, ai posibilitatea să direcționezi, să nimerești în acel punct. Dacă tu nu știi locul unde te afli, deci locul, deci de obicei acolo este tehnologie, însă de obicei orientare după stele și deci aceste azimute deci stelare, deci după aceea se transformă în azimute geodezice, așa e care permite ca să orientezi racheta la păi iată, Cuba se află în altă regiune. Steaua polară acolo este. Dar ea este din altă parte. Da, e deasupra orizontului și deci alte stele. Însă totuși s-a orientat. Adică s-a orientat. Eu când am discutat cu ofițerii care au fost acolo, care au participat la deci aceste operațiuni, deci ei spuneau că dacă ar fi fost atacați, ei lansau rachete. Da. Ei știau că n-au să rămână vii, așa e, că o să fie distruși, pentru că era o corelație extraordinar de... Tensionată inegală, nu, inegală, da. Și 42.000 împotriva la 1.000.000 soldați americani. Dar e foarte important, pentru că deseori, chiar și în manualele de istorie, de această criză a Caraibilor este acuzată deseori doar Uniunea Sovietică. De fapt, iată, din discuțiile cu dumneavoastră, aflu că acesta a fost un soi de răspuns la o provocare, dar a fost un răspuns și atunci noi putem spune că, de fapt, cel care a provocat criza Caraibilor, nici pe departe nu este Uniunea Sovietică, ci Statele Unite ale Americii, care s-a apropiat la cel mai aproape punct cu rachete de rază medie în Turcia și în Italia. Eu aș spune că ambele state au partea sa de vină. Știți, este limba rusă fraza asta, după s-a apăgat para. Păi, iată, pentru că atât și una, însă evident că inițial... primul pas l-au făcut americanii și Uniunea Sovietică a răspuns. Se pune accent întotdeauna pe partea ideologică, că a fost ajutor față de Cuba și mai departe. Acest ajutor a fost, însă asta a fost deci, partea a doua probleme. Haideți să trecem la aspectul de drept internațional și probabil de contacte la cel mai înalt nivel dintre părți. Dumneavoastră ați spus că americanii au aflat, au constatat că acolo sunt rachete, că sunt soldați, că este scut antirachete, dar au creat comisii care să culeagă informații. Care au fost pașii următori ai americanilor? Da, pașii următori, deci la 22 octombrie, deci pe 16, deci Kennedy a aflat, pe 16 chiar până seara a format această comisie XCOM-ul și până pe data de 22 octombrie, deci ei au analizat situația. În această perioadă, deci în vizit în Statele Unite a fost Gromyko. Gromyko, da. Da, Andrei, deci el era ministru de externe a Uniunii Sovietice. Și a avut întrevedere cu Kennedy. El a fost la New York, la ONU, dar Kennedy, aflând că Gromyko este acolo, deci a făcut tot felul ca el să vină la Washington să întâlnească cu personal, da. Și iată, au discutat, el a încercat într-o parte și în alta a abordat problema Cubii. Gromyko i-a spus doar atât, că în Cuba este armament deci de apărare, nu este armament de atac. Și mai mult nu s-a implicat deloc în... Deci, cu toate că el știa informația. Și americanii chiar cunoșteau. Da. Însă Kennedy nu i-a spus că el e la curent, că deci știe că acolo sunt deja sisteme strategice. Fratele lui John Kennedy, Robert Kennedy, care era ministrul justiției, și participa deci în toate problemele acestea. Deci era în relații bune cu Anatolie Dobrânin, fost ambasador al Statelor Unite în Statele, deci la Washington. Da. Și atât el a avut câteva întrevederi cu dânsul și tot îl întreba, a Dobrânin nu știa.
de la Moscova nu au informat ambasadorul. Nici nu era la curent, deci era super secret. Da, da, da. Deci, de altă parte, adică rachete s-au dus, nu în America, dar s-au dus în Cuba. Dar ce să informezi pe ambasador din Statele Unite că rachete au fost dus în Cuba? Ambasadorul, deci din Cuba, cunoștea situația că acolo sunt introdus rachete, așa. Deci, iată, asta era la 22 octombrie. Kennedy, deci, a dat ordinul ca reprezentantul Statelor Unite în ONU să difuzeze informații. Și el a avut, deci, în primul rând, el a avut o discuție deci, la televiziune, deci o informație pentru țară că Rusia, deci, a plasat, nu Rusia, Uniunea Sovietică a plasat, deci, sisteme de atac în Cuba și Statele Unite, deci, introduc carantină. Deci, s-au temut să numească blocadă, pentru că blocada militară, blocada maritimă, e, în fine, asta e declarația de război. Dacă o țară introduce blocadă maritimă împotriva la altă țară, asta este război. Asta e stare de război, casus belli. Deci au hotărât ca să fugă de această de acest termen, da. Da. Deci și a fost introdus această carantină. Deci carantina la început deși a fost introdus la 500 km de la la început a fost deci la 1000 km după asta, deci pe parcurs când corabile nu se întorceau sovietice, așa, deci comandanții navelor au primit ordin ca să meargă înainte. Și deci ei nu știu ce să facă. John Kennedy, deci îl întreabă pe ministrul de război, pe McNamara, deci care este comportamentul, deci în caz de ce, dacă nu se opresc corabile, ce fac? Și ăsta face legătură cu comandantul la o navă, deci la un cuirasat american și întreabă care este, ce cum, ce eu, ce când pușcă la elici, ca să distrug elicii lor, că ea nu poate, nu cum... Da, da. Să depăsează mai departe. Și Kennedy cum a s-a făcut verde la față și pentru că asta fără de ordinul meu, nici o mișcare, nici o împușcătură absolut nimic. Deci riscul era prea mare. Riscul era prea mare și deci înțelegeau. Deci văzând că nu se opresc corabile sovietice, i-au mutat mai aproape, deci. Așa, mai aproape. 500 km, așa, deci ca să după aceea să minimizeze deci, riscurile. Da, 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 deci au dat drumul la corabile care duceau diferite, alte tipuri de mărfuri, da, 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 inclusiv petrolul și mai departe, pentru că țările care aveau corabile, ce au oprit, corabile sovietice n-au oprit niciuna. Opreau corabii care erau luate în arendă. Sub drapel străin, da. Prima corabie care a fost oprită a fost deci, o corabie din Panama, care a fost deci, luată deci, în arendă. Și după aceasta, următoarea era din Marea Britanie. Și atâta regina Marea Britanie a spus, dacă voi opriți corabia noastră, care ea îndeplinește deci, funcții comerciale. Funcții comerciale. Noi ridicăm trupele noastre împotriva voastră. Deci a fost o situație... A fost o situație, da, da, da. Ea nu a fost tratată în presă, în sursele mass media, deci nu cum, da, a fost declarația, a fost, deci asta e realitate. Vroiam să mă refer la un alt aspect al crizei, al acestei crize despre care vorbim, pentru că noi discutăm acum situația la nivel protocolar, la nivel de securitate, la nivel de interacțiune a liderilor, dar care era de fapt situația în societate, și în societatea sovietică, și în societatea americană, și la nivel global, dacă se conștientiza că într-adevăr există un risc foarte mare ca să înceapă un război. Da, se cunoștea. Deci după ce la 22 octombrie John Kennedy a anunțat, deci națiunea americană și în fine, deci mondială, așa e referitor la faptul că este această criză, că a început această criză, reprezentantul Statelor Unite la ONU, Adlai Stevenson, deci a primit deci, indicații ca să demonstreze și el a demonstrat aceste fotografii. Așa. Deci, la comunitatea internațională. Da, da, da. A fost, s-a inclus dintr-o dată, deci secretarul general Utan era pe atunci secretar general, era foarte activ, deci s-a inclus dintr-o dată, deci în calitate de mediator. Și a jucat un rol destul de important. Și au început negocierile, deci cu Moscova, așa, deci scrisori unii la alții și au trimis parcurs. Deci pe parcursul, deci s-a ajuns la înțelegere totuși până la urmă. Asta pe data 27 august a fost ziua cea mai încordată, dat fiind faptul că americanii au început să trimită avioane permanent ca să fotografieze, pentru că era clar că deja o parte din trupe, rachetele 8K63, deci 24 de rachete, deja erau pus în stare de luptă. Pregătite. Da. Nu erau încă conectate, deci încărcăturile nucleare, dar asta era parcursul pe 22 de minute. Deci, din punctul ăsta de vedere, deci, era foarte încordat și ei trimiteau avioane. Și iată un avion U-2 a fost deci, doborât cu rachetă sovietică, așa, despre Cuba, pe 27 octombrie. Tot în timpul ăsta, deci, cum este așa o vorbă, zacompul ăsta, așa, deci un avion american, tot U-2,
s-a ridicat pe Alaska, altă parte a lumii, așa, da. Și s-a pornit înspre Polul Nord ca să ia probe de aer. Ei lua permanent probe de aer, deci pentru ca să determine dacă Uniunea Sovietică a mai făcut explozii nucleare sau nu a făcut și de parte, da. Și a pierdut orientarea. Așa, i s-a stricat ceva în aparatare și a pierdut orientarea și a intrat pe teritoriul sovietic despre Chukotki. A fost depistat de către radare și s-au ridicat avioane MiG, deci împotriva lui. Situația era destul de încordată din ce cauze, pentru că avioane aceste MiG erau înarmate cu fiecare câte două rachete cu încărcături nucleare. Deci iarăși exista riscul? Da, că dacă încărcături nucleare a fost utilizată, deja alte parte o să răspund tot cu încărcături nucleare. Aici e foarte... însă s-a primit așa că ei nu s-au întâlnit așa, deci ăsta micul s-au ridicat, dar în timpul ăsta s-au ridicat încă și două, deci avioane americane care l-au scos din zonă și a plecat. Când Kennedy a aflat despre asta, deci a utilizat o frază care a devenit așa, deci cunoscută în toată lumea, și că i-am spus că să nu facă nicio mișcare nimeni. Și că ăsta e fișor de cățar, așa, e suchi în sân. Da, deci nu înțelegi dacă am spus că nu spate, dar ei s-au băgat. Adică era element care riscul creștea în fiecare În continuare. Vreau să vă întreb dacă e posibil, pe scurt, să ne spuneți, totuși, s-a ajuns la această situație de risc foarte înalt. Cum totuși a fost posibil, ce decizii au fost luate ca să dispară acest risc ca părțile, să dispară această tensiune și în societate și între părți? Da, pe parcurs, deci, s-a ajuns la înțelegerea că Uniunea Sovietică, deci scoate rachetele strategice de pe Cuba și deci își trage și contingentul militar. Da, contingentul militar. Deci în caz dacă Statele Unite ale Americii garantează că nu vor ataca Cuba niciodată și nu vor plasa rachete în Turcia. Deci au scos rachetele din Turcia, dar din Turcia din Italia au rămas. Da, însă după aceea și pe cel din Italia le-au scos, așa. Din partea Statelor Unite a fost rugămintea ca să nu deie în public informația privitor la rachetele din Turcia. Deci au promis că numai decât le scoatem, dar să nu spunem despre asta la toți. Am înțeles. Și sovieții au mers la asta. Deci putem spune că, indiferent de situație, chiar și dacă acum situația la nivel internațional, regret că n-am avut timp să ne referim și la situația actuală, chiar dacă există o tensiune foarte înaltă dintre părți și există impresia că este o escaladare care neapărat va duce spre război, există șansa ca cazul să fie rezolvat, ca totuși noi să ajungem la un anumit consens ca să păstrăm pacea la nivel internațional. În fine, da, și să sperăm că așa o să fie. Problema constă în ce? Constă în faptul că atât Kennedy, Robert Kennedy, cât și Hrușev au participat la cel de-al doilea război mondial. Ei știau ce înseamnă război. Război, ei știau ce înseamnă pericolul acesta și mai departe. Politicienii actuali, cu regret, nu prea conștientizează. Deci și acei, chiar și militarii, așa, militarii, deci de ce, cât n-ar fi de strani, la etapa actuală, militarii vor război, așa, pentru dânsi și steluțele de pe epoleți. Da, asta e important. E mai important decât securitatea statului, așa, și de ce spun minciuni, deci informație, deci... Falsă. Da, e falsă, falsific și mai departe. Însă și politicienii, pentru că cei conducători de state care îi cunoaștem, care vedem și în Europa și peste tot, deci ei trezesc bănuieli că nu înțeleg situația, nu percep pericolul până la urmă. Însă totuși să sperăm că acest moment, el este pozitiv momentul și evident că nu doar teoretic, dar și practic, orice situație poate fi reglată prin negocieri diplomatice și ea poate fi pusă la punct. Domnul Brian, eu sunt sigur că telespectatorii care ne-au privit acum vor conștientiza cel puțin importanța rolul negocierilor, importanța bunei înțelegeri între oameni, între părți, ca să fie pace în societate și să nu existe conflicte, pentru ca să garantăm și un viitor nou ca societate și un viitor omenirii. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru discuția foarte bună la acest subiect, iar cu dumneavoastră, stimați telespectatori, ne vom întâlni la o nouă ediție a emisiunii O istorie neinventată. Eu vă mulțumesc frumos!